Guvernul Orban a adoptat astăzi proiectul de lege privind noile reguli ce vor fi impuse începând cu 15 mai. Printre altele, proiectul prevede pentru perioada stării de alertă redeschiderea magazinelor și a centrelor comerciale care au acces asigurat din afara incintei și purtarea măștii de protecție care va fi obligatorie în spații închise, spații comerciale, mijloace de transport și la locul de muncă. De asemenea, se păstrează una dintre prevederile actuale privind ocuparea fără concurs a posturilor vacante din sistemul sanitar. Referitor la domeniul muncii și protecției sociale, valabilitatea contractelor colective de muncă se prelungește în starea de alertă, dar și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acesteia. În ceea ce privește domeniul educației, unitățile de învățământ preuniversitar organizează activități din cadrul programului de învățământ în mediul online. Și unde acest lucru nu este posibil, autoritățile au obligația de a asigura resurse educaționale pentru elevii care nu au acces la tehnologie. Proiectul de lege adoptat de guvern a fost trimis Parlamentului pentru dezbatere și adoptare în regim de urgență.